Salut! În următorul videoclip vreau să vă prezint pe scurt o aplicație de la Xbox, se numește Filme și TV, se regăsește și pe Windows, la Windows Store, pentru laptop sau tabletă, în cazul meu, și pe telefon, pe Lumia 640 XL. De ce îmi place mie această aplicație? Pentru faptul că lucrează în continuu, continuă funcția aia de la Microsoft, că dacă îți cumperi un film, să zic, pe laptop, poți să-l vezi și pe Xbox sau pe telefon și nu contează locația, poți să fii în România sau poți să fii în străinătate, contează faptul să te loghezi la contul tău de Microsoft, parolă și intri la filme care le-ai cumpărat sau care le-ai închiriat și te uiți. Acum să vă prezint pe scurt aplicația. Uitați, aici ai video 360, ai filme, ai seriale TV. Filme, precum vedeți, sunt filme destul de bune. Stai să dau un pic de zoom. Așa. Sunt filme destul de bune, filme noi. Se regăsesc și seriale care sunt și pe Netflix la ora actuală. Gotham-ul, Flash-ul și astea le am și pe Netflix, mă uit acolo. Uite, Planeta Maimuță, Supraviețuirea sau nu știu exact cum s-a numit ultimul episod din Planeta Maimuță. M-a plăcut ăla, chiar că a fost fain. No, bun. Acolo sus se vede în a doua coloană. Acum nouă achiziția mea care am luat-o. Ce filme am mai luat? E Game of Thrones. Am cumpărat 6 episoade. Să vă arăt cum apare când ai cumpărat un film sau o serie. Se vede clar. Asta te poți uita. Și aici la episodul 7 îmi cere ca să-l mai cumpăr. O să-l cumpăr, dar momentan vreau să fac puncte pentru cei care nu știu. Prin căutarea de la Microsoft, prin Bing, se pot face până la 150 de puncte pe zi. Eu așa fac pe Germania. Fac 60 de puncte pe telefon, vreo 90 fac pe tabletă sau pe laptop, pe laptop în cazul meu, și îți mai dă și cadou vreo 50 de puncte. La săptămâna îți dă o întrebare, îți dă un premiu, 10 puncte, nu știu ce. Și care îi prețul punctelor în valoare reală, în valută, cum se spune. 1000 de puncte sunt 1 euro. Deci eu mai am nevoie de 3000 de puncte și îl cumpăr. Episodul ăsta, 3000 de puncte, 3 euro, că atâta, 2,99 euro. În cazul meu, astea le-am luat, 10 euro am plătit card, m-am cumpărat good shine de 10 euro și restul am plătit cu puncte. Dar încercați și în România, dacă nu vă faceți cont pe Germania sau poate pe America, de Microsoft, și prin căutarea ai puncte. Eu de asta am ales și Xbox-ul, de asta am ales și telefonul Lumia 640 XL-ul, de asta am ales și laptop cu Windows 8.1 pentru continuu și pentru faptul că dacă caut prin căutare la Bing, sunt răsplătit cu bani. Nu ca la Google sau la Yahoo, nu, la 1000 de puncte am 1 euro. Pentru mine contează faptul ăsta că îți dă ceva. Îmi iau un film, îmi iau o aplicație, e ok, nu? Ok, hai să mergem înapoi. Deci încă o dată, încercați și voi, să vedeți, poate că în România merge, nu știu exact, nu pot să vă spun. Nu cunosc ea. Uitați, 360 video, le mai vezi aici pe filme și TV. Hai să vedem Rogue One-ul, cum s-ar vedea 360 video. Oh, hai să vedem. Was director of Rogue One, a Star Wars story. You are looking at me right now through this special camera that can capture a whole Așa. 360 degree environment. And as you can Deci see poți right să now, vezi it's așa Star Wars trailerele de Battlefront la video Station in the UV. It's very 360. blue with lots of strange objects in it. And we have characters Posibil just că like să-și those from the cumperi original filme movie din Rogue One. astea. And what you're about to see is a Arată very destul unique de interesant, nu? experience where you can feel what it's like to shoot a movie like Star Wars. And we'll talk you through what we were taking. Bun, mergem înapoi, că nu vreau să fac un videoclip așa de lung. Vreau să vă mai arăt ce a mai apărut nou, ce am mai dat eu jos nou. Deci încă o dată să închideți aplicația. Uite, și listen. Ce am mai dat jos nou ar fi Hitman. Hitman e pe store, a fost gratuit câteva episoade ca demo să-l joci, dar opinia mea că merită să dai și demo asta ca să-ți faci așa
opinie cum rulează, dacă merită să te joci. Eu n-am mai jucat până acum Hitman, nici Absolution, nici absolut niciun episod. Vă spun sincer, la store, la demo și la jocuri gratis, unde sunt gratis, da? Nu găsești pe PlayStation ce găsești la Xbox One. E clar, e punct. Am și PlayStation, am și Xbox One. Recomand, dacă vă doriți de Crăciun să vă luați ceva, nu stați pe gânduri, vă luați un Xbox One S pentru faptul că rulează cu Microsoft. Și ați văzut și dumneavoastră că poți să te uiți, de exemplu, dacă cumperi un film, te uiți și pe laptop, și pe Xbox, și pe... E bun. Și rulează destul de bine. Eu sunt foarte mulțumit. Chestia e să închizi aplicația după ce folosești, nu? Ca la un calculator să nu deschizi 100 de aplicații. Nu uitați grafica de la Hitman. Hai să dau un pic mai așa mai. Nu? Eu zic că e super. Ăsta l-am dat ieri jos, 20 de gigabytes. Probabil că numai primul episod. Din câte știu eu, în fiecare lună îți vine un episod. Așa e conceput jocul, ideea de joc. Auziți și cum se aude acum? Am pus și eu docking station-ul conectat prin jack la televizor. Nu mai am nevoie de rahaturile de difuzoare din televizor, că ziceai că aud dintr-o cutie de carton. Acum am o audiție adevărată. Puteți să dați un pic sonorul mai încet, că acum o să dau eu un pic mai tare asta. Ca să auziți așa, să vă faceți idee. Dacă aveți prin casă un docking station sau o mini combină, o conectați simplu în spatele televizor cu jack-ul 3,5 și aveți sonor. Nu? Ăsta e Hitman-ul. M-ar place dacă ar arăta un pic așa scurt, până în 10 minute să arate o frântură, ceva din joc, să vă dați seama așa de un pic de grafică în timp real, nu ca trailer. Ca să pot continua video și pe altceva. Hai că poate că-l arată. Nu spun storyline, că nu cunosc storyline, nu l-am mai jucat înainte, vă spun. Deci acum intră direct, uitați, asta e în joc. Așa este în joc. Așa e grafica. Vedeți cum se vede? Munții, particule de zăpadă. Hai să vedeți cum se vede aici. Eu zic că e ok, nu? Mai fac așa o întoarcere ca să vedeți cum se reflectă lumina, apa, gheața. E foarte fain. Hai să vedem cum fuge. Welcome to the Agent Program Initiate. I'll be waiting for you inside. Follow the lights, please. Ok. Dăm înapoi acum pentru că nu vreau să fac un video despre Hitman. Starzaite. Îl închidem. Și ce ar mai fi acum noutăți apărute la store, la gold sau la pass, la gold, precum văd eu aici, e Division, The Division. Parcă așa văd că a apărut. Da, vedeți și dumneavoastră acolo. Constelos de Spiele de Tage. Te joci câteva zile Constelos, dar trebuie să instalezi jocul. Hai să vedem așa cum arată, cât ar fi, că e reducerea foarte mare. A, 15 euro reducere, văd că de la 49 să cumperi jocul. Division iar e un joc ca lumea. Bine, tot ce prezint eu aici nu sunt pentru copii sau ăsta, sunt pentru 18 plus, nu? Cred că se subînțelege. Da, se cunoaște. It's hard to watch something you love destroy itself, to see it fall apart. Disaster always feels so distant, detached. Ăsta Sometimes e the The struggle is Division in from far away Tom place. Clancy, cred că ați auzit de el, un scriitor Sometimes it's american, in a our murit city individul, cred că. and our doors that we De realize la how Tom Clancy ce fragile we mai are, cunoscut e all Splinter of Cell, us. cred. All Splinter of Cell, da, this. Sam Fisher. Am Splinter Cell.
Blacklist, da? Se vede. Un joc destul de greu. Nu e un joc ușor, e greu. Uitați cum se vede, fain. Oh. Dar, la ora actuală, nu prea mai am atâta spațiu pe hard disk. Vă arăt eu imediat cât mai am. Bun, mergem înapoi în Start Site. Hai să vedem dacă mai a apărut ceva. Să vă faceți o opinie încă o dată. Dacă vine Moș Crăciun la voi și sunteți puși să alegeți între PlayStation 4 și Xbox One S-ul sau X-ul, dacă aveți bani de X-ul. Da? Deși am auzit că X consumă foarte multă energie. Cumpărați un Xbox One S. Nu mai stai pe gânduri. Uitați ce jocuri aveți aici. Dacă vă faceți abonament, vă puteți lua, bineînțeles, că și pe Blu-ray. Nu trebuie să le downloadezi de aici. Dar spun, jocuri bune. Ăsta e pe PS. Hai să vedem pe Gold. Uite, pe Gold, e The Vision, e Vermintide-ul, e...